Când credeam că este cazul să renunțăm la hainele groase, iarna s-a întors. Deși am avut parte de un weekend primăvăratic, în această dimineață vremea ne-a demonstrat că nu este atât de blândă cu noi. În predeal, ninsorile nu au întârziat să apară. Încă de la primele ore ale dimineții, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov au intervenit cu utilaje pentru dezăpezire. Nici pentru perioada următoare, meteorologii nu anunță vești prea bune. Zilele vor fi reci și va ploua. Fotbalistul născut în Brașov, Gabriel Tamaș, care evoluează la Hapoel Haifa din 2017, a fost încătușat în Israel. Oamenii legii l-au reținut după ce sportivul a urcat băut la volan și a condus cu viteza de 205 km pe oră. Internaționalul nostru, cu 65 de selecții de echipa națională, a fost reținut în noaptea de luni spre marți. Potrivit polițiștilor din Israel, Tamaș avea o alcoolemie de 0,77, de 3 ori mai mare decât limita legală prevăzută de legislația din Israel. Nu e treaba nimănui cât beau eu, e important să o fac cu măsură. Unde scrie că nu e voie să ieși în oraș dacă pierzi un meci, nu ești la pușcărie, declara Gabriel Tamaș în decembrie 2018 într-un interviu pentru presa din Israel. Acum fotbalistul se află la un tribunal din Israel unde așteaptă să fie judecat. Alături de el se află directorul sportiv al echipei. Stopărului au fost reținute permisul, telefonul și mașina. Simpatizantul PSD, care duminică în Piața Sfatului, sub ochii greilor social-democrați, l-a luat la bătaie pe un pensionar care își striga nemulțumirile, a fost găsit de polițiștii brașoveni. Nu l-am bătut, chiar dat mine. Dar de ce v-ați bătut? Chiar bătaie. N-am trăit la bătaie. Ce v-a deranjat? Presupusul agresor are 75 de ani. Bărbatul pe care l-a bătut nu a depus plângere penală, dar polițiștii s-au autosesizat. În condițiile în care agresorul nu a fost ridicat duminică de jandarmii grupării mobile de jandarmi Burebista din Brașov. Polițiștii din cadrul secției 1 Poliție Brașov au identificat agresorul în persoana unui bărbat în vârstă de 75 de ani din municipiul Brașov. În cauză s-a întocmit dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, dosar instrumentat sub coordonarea unității de parchet competente în care se va propune soluție legală la finalizarea verificărilor. Polițiștii și procurorii parchetului judecătoriei Brașov urmează să-l audieze pe bărbat și să fie dispuse măsurile ce se impun. Peste 60 de jandarmi de la Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov au răspuns prezent campaniei Donează Sânge, Împreună Salvăm Vieți. Aceștia conștientizează nevoia acută de sânge existentă în spitale și au dorit să fie sprijin pentru persoanele aflate în suferință. Jandarmeria face parte din comunitate, suntem implicați în viața comunității și răspundem de fiecare dată nevoilor pe care societatea le are. Pe această cale aș dori să îndemn pe toți cei care încă n-au curaj să o facă sau care își doresc să facă și un gest pentru semenilor, să se alăture campaniei noastre și să se prezinte la centru de transfuzie sanguină. Mi se pare că ajută o persoană care are nevoie de sânge și putem noi contribui, este foarte bine din partea mea. Eu sunt donator obișnuit, așa dau cel puțin o dată pe an. E un gest de solidaritate, de uman și plus de asta e sănătate pentru persoana care dă. Mă bucur că pot face acest lucru, nu este prima oară și sper să fie de folos și să încurajeze și alte persoane acest gest să facă același lucru pentru cei aflați în nevoie. Campania de donare de sânge a avut loc la sediul Inspectoratului Județean în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină Brașov. Jandarmii își doresc ca prin această acțiune să sensibilizeze brașovenii și să-i ajute să conștientizeze faptul că un astfel de gest minor valorează enorm. Luna martie este luna asistenței sociale, luna în care oamenii cu suflet mare sunt apreciați pentru munca lor. În cadrul evenimentului de astăzi, asistenții sociale au fost răsplătiți pentru eforturile și dăruirea cu care își fac meseria. Și de această dată și în acest an, Brașovul a fost reprezentat de către nouă asistenți sociali de excepție din comunitatea brașoveană, precum și de două instituții de prestigiu din Brașov. De altfel, Brașovul se mândrește cu o generație de asistenți sociali de excepție care își practică profesia la modul cel mai extraordinar, cu foarte multă dăruire și profesionalism. Ocazie cu care dați-mi voie să le mulțumesc și eu și să-i felicit pentru strădania pe care o manifestă zi de zi în activitatea lor de a desfășura și de a aplica conform cadrului legal servicii de calitate.
mobilitate la un nivel ridicat pentru persoanele defavorizate. Prezentă la eveniment a fost și câștigătoarea premiului Asistentul Social al Anului în cadrul evenimentului organizat la București săptămâna trecută. Faptul că ajungi să câștigi un premiu de o asemenea importanță responsabilizează foarte mult un asistent social, în sensul că probabil greul de acum va începe pentru mine și mai mult și mai mult zi de zi. Asistenții sociali nu trebuie să renunțe niciodată. Un adevărat asistent social nu va renunța la drumul său. Mereu este pregătit, echipat cu tot ceea ce îi trebuie, astfel încât să poată să reușească. Celebrăm omul muncă frumoasă, în care nu este vorba doar de profesia noastră, ci de un comportament civic. Considerăm că binele este dincolo de ceea ce ajutăm noi 8 ore pe zi persoana aflată în dificultate, ci încercăm și dincolo de acest program să influențăm pe cei care sunt alături și să adopte un comportament civic. Asistenții sociali de la Crucea Roșie vor desfășura o acțiune de donare de sânge în data de 2 aprilie. Cu această ocazie, aceștia invită toți brașovenii, cărora sănătatea le permite, să doneze și să dea o șansă la viață celor aflați la nevoie. Și când n-o mai cer noi cuvinte, ce ți-a fost dat și ce nu, prietene, adu-ți aminte că darul ești tu. Nu este vorba despre calendarul ortodox, ci despre o cale în dar oferită de Lucian Ștefan publicului de pretutindeni. Artistul pune emoții pe note muzicale și este membru fondator al trupei Calendar. Lucian poartă o poveste de viață aparte și succese de suflet. Deși părinții lui își doreau ca tânărul lor să devină general și să nu renunțe la această carieră, drumul a fost altul. Băiatul lor primisese la vremea aceea o altă cale în dar, muzica. Mi-a trebuit un nume cu rezonanță și un nume care să aibă dublă semnificație. Ok, toată lumea se gândește la calendarul creștin ortodox, ăla de perete, dar vorbim despre o cale în dar și nu de un calendar. Toată lumea trebuie să-și descopere calea și toată lumea trebuie să înțeleagă care sunt darurile pe care le-a primit și ce daruri are de dat mai departe. După câțiva ani de muncă operativă ca și ofițer, Lucian a ales să se orienteze și către o altă pasiune a copilăriei, și anume șahul. În momentul de față este coordonatorul celui mai mare club de șah din Brașov. După ce te pregătești 10 ani să devii general, toți visăm să devenim generali și să, mai ales că astăzi, inclusiv gradul ăsta a fost demonetizat mai dihai decât statutul de parlamentar, deși să ajungi general poți numai prin decret prezidențial. Toți când pornim la drumul ăsta, pornim cu foarte, foarte mult entuziasm. Eu mi-am dat seama că, deși mi-am iubit foarte, foarte mult meseria, pasiunea, profesia de ofițer, se pare că am ales epoca greșită. Și atunci am avut curajul să renunț și să încerc altceva, fără să știu pe ce drum o iau atunci când mi-am dat demisia din Serviciul Român de Informații. Dar așa am descoperit că se poate trăi din pasiune și am ajuns să trăiesc din cele două pasiuni ale copilăriei, din cântat și din șah. Lucian spune că șahul l-a învățat ce înseamnă cu adevărat să pierzi. Acest lucru îl transmite mai departe și copiilor. Susține că fiecare eșec este temporar, dar câștigul este acela de a merge mai departe și că în orice rău se află un bine. Artistul vorbește cu emoție și iubire despre împlinirile care i-au bucurat calea în viață. Când m-am căsătorit, când... Evident, am terminat studiile pe care le-am terminat. Cu fiecare carte, cu fiecare volum de poezii și cu fiecare album muzical, m-am simțit împlinit pentru că, așa cum spune vorba aia românească, ce faci pentru tine ei odată cu tine, ce faci pentru ceilalți știi că rămâne și după ce pleci. De a încerca să lași ceva, să dăruiești. Nu neapărat să vrei să fii un nume de stradă sau o statuie undeva pe unde toți câinii care ies la plimbare să treacă și să-și marcheze teritoriul. Lucian Ștefan oferă soare în dar tuturor brașovenilor și nu numai. Volumele de cărți și poezii, albumele muzicale de până acum sunt copiii lui. Între inimă și gând, colecția de emoții, urare în dar, povestea muntelui, fac parte din arsenalul creațiilor lui de suflet. Tot el a scris în timp de 3 zile imnul Râșnovului. Artistul a lansat și o provocare nemai întâlnită. Oferă cadou o mașină prin tragere la sorți celui care îi cumpără munca. Este o răsplată din partea lui pentru cititori. Detaliile despre concurs se găsesc pe site-ul trupacalendar.ro la secțiunea concurs.